Odată cu intrarea în vigoare a noilor norme elaborate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară privind gestionarea câinilor fără stăpân, în atenția autorităților vor intra de această dată și câinii cu stăpân. Deținătorii de animale vor avea obligativitatea să le atașeze necuvântătoarelor microcipuri de identificare. Microcipul va cuprinde o mică bază de date cu privire la numele stăpânului, adresa și istoricul sănătății animalului. Proiectul mai prevede ca pentru fiecare câine identificat și înregistrat să fie eliberat un carnet de sănătate cu serie unică înscrisă de registrul de evidență a câinilor cu stăpân. Noul proiect este de fapt o lege, este 258 din 2013, este adevărat un proiect care urmează să fie aprobat prin monitor, de fapt publicat mai bine zis, prin monitor oficial și este legat de evidența câinilor cu stăpân. Fiecare cetățean este obligat în urma la această lege să se declare cu câinele la registrul de evidență a câinilor cu stăpân, acest registru fiind ținut de către medicii veterinari cu cabinete veterinare, de către țarcurile de câini, vor fi iar la fel un registru la facultățile de medicină veterinară. Și în concluzie, tot orice cetățean care este deținător de sau proprietar de câine este obligat să meargă să-și declare câinele. Deși legea prevede faptul că proprietarii de animale vor fi obligați să le atașeze patrupedelor microchip, se pare că nu este de ajuns. Actul normativ îi va obliga pe deținătorii de câini de companie să îi și sterilizeze. În opinia autorităților, acesta este un lucru necesar pentru a reduce numărul de maidaneze, având în vedere că nu de puține ori câinii de rasă se împerecheau cu cei de pe stradă. Animalele care vor scăpa de sterilizare vor fi însă cele înscrise într-un catalog de rasă. Proprietarii care dețin animale care nu au pedigrii vor trebui să se supună legii cel târziu până la 15 ianuarie 2015, în caz contrar vor fi sancționați.